Salutare și bine ați venit la un nou episod din Spector Auto, tot de la noi din atelier. Suntem la final de program, suntem pus pe șotii, a fost o zi plină. Eu mi-am rupt și pantaloni într-un X5. De la tapiserie. Da, de la aia albă de piele în apa. Și pentru că noi la inspectorauto.ro ne ocupăm cu verificatul de mașini second hand, implicit avem toată ziua bună ziua contact cu tot felul de vânzători. Și așa cum am mai discutat, vânzătorii pot fi dealeri, pot fi persoane fizice, proprietari sau pot fi, bineînțeles, samsari. Și cum cel mai des să întâlnim pe ăștia din urmă, și anume pe samsari, eu și colegul meu Răzvan ne-am gândit să întocmim pentru voi, așa, în stil de glumă, și da, acest material este un pamflet și trebuie tratat ca atare, o așa zisă enciclopedia samsarilor. Și astăzi este primul episod, primele 10 intrări din enciclopedia samsarilor, marca inspectorauto.ro. Hai să-i dăm drumul! Și pentru că nu știm în ce ordine să începem, am scris primele 10 idei care ne-au trecut prin cap, bazat pe experiențele noastre de până acum, și le-am pus în șapca din capul lui Răzvan. Și vom face practic o tombolă și vom vorbi despre fiecare în parte. Ia să vedem. Bilețelele sunt aici. Nu s-a lipit niciun de chelie. E bine. Just in case. Just in case. Hai să începem. Poate mai cade vreun samsar de acolo. Cine trage? Tragi tu? Hai! Îl iau eu pe primul. Ia să vedem. Ia să vedem. Samsarul Dibaci. Cel tenace. Da. Voi, fraților, ăsta e samsarul ăla care te întâlnești cu el, ajungi la mașină, bineînțeles, te uiți, îi pui câte o întrebare, domne, el nu știe nimic. El nu cunoaște nimic despre mașina aia, uită-te, așa este, merge bine, toate cele. Și pe parcurs ce descoperi chestii și cum suntem noi, facem verificarea de față cu client și cu vânzător și expunem cu voce tare tot ceea ce găsim și justificăm și așa mai departe, omul începe ciulește urechile, vine mai aproape și începe să te contrazică. Să-ți spună că așa, că așa. Și de la necunoscătorul, de la bun început și spre final, după jumătate de oră, 40 de minute, omul deja le știe pe toate. Te contrazice la orice și așa mai departe. Și devine, bineînțeles, destul de supărat și de deranjat că ai găsit niște chestii la mașină despre care el nu știa sau știa, de fapt. Deci, samsarul tenace sau Dibaci. Uh-huh. Uh-huh. Un caz sau un specimen foarte des întâlnit în lumea samsarilor. Sunt multe, dar da, o să le facem pe toate. Foarte multe. Enciclopedia asta va avea mai multe volume, probabil. Ia să vedem, trag eu tot pe al doilea și după aia îți cedez ție. Am ajuns la samsarul vertical. Ăsta este samsarul actual. Ăsta e samsarul care prevalează acum în perioada asta a lui, numele spune tot. În era rapoartelor de verificare pe baza seriei de șasiu. Adică e genul ăla de samsar la care te duci, vezi mașina și nici nu ajungi bine când te vede că scoți cule și că te apuci de mașină. Păi la ce mai trebuie verificare? Că avem raport de la firma cutărică care arată că n-are nimic mașina. Evident, genul ăla de samsar care știe că mașina lui, deși a fost pocnită, îl ajută raportul ăla pe baza seriei de șasiu pentru că acolo probabil nu apare. Curat. Iar din astea sunt cazuri foarte multe. Numai noi, săptămâna trecută, am întâlnit 4 cazuri de astfel de mașini și implicit samsari. Ceea ce e cam nasol, așa că mare grijă la samsarul ăsta vertical. Te poate face de ajungi la orizontal. Bă, dar el are mașina curată. Ce rost mai are să te mai uiți la ea dacă pe raport e curată? A, păi da, cum? Ia vezi, Andrei? Ia să vedem. Pam, 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 pam. Ho, ho, samsarul shakespearian. Hai, lasă-mă pe mine aici. Ăsta e samsarul cu care am avut eu cel puțin de-a face foarte des. Pentru că e ăla care are o poveste pentru orice. Pentru orice mașină pe care o are, deci dacă e să o luare harem, deci mai multe neveste. Pentru orice lucru care s-a schimbat sau observi la mașina aia care are intervenit, are o poveste. Și în momentul în care îl întrebi de cât timp ai,
A, păi de o săptămână, bosule, cum vrei, cu cele mai mică de săptămână. Acum ce-am cumpărat, dar nu-i place nevastă mea. Și ce-am văzut acum și cum se mai practică, da, destul de rar, scaunul de copil în mașină. A, da? Da. Atenție! Și apropo de, ați văzut zilele trecute o prezentare a unui Renault Scenic. E, băiatul care vinde Scenicul era Samsar. Are patru copii, are patru scaune de copil în mașină. Măi, ăla e un caz pe bune, știi? Adică, oricât ar vrea Samsarul să te păcălească, mă, de unde naiba să facă rost de patru scaune de copil? În fine. Dacă vrea, se poate. Da, normal. Tocmai i-am dat o idee, uite. Da. Hai să vedem numărul 4, nu? Numărul 4. Samsarul masochist sau curios? Ăsta l-a întâlnit Andrei. Da, ăsta l-am întâlnit eu, sunt samsarie, hai să zic samsarul masochist. Măi, samsarul masochist e ăla pe care îl suni, salut, sunt Andrei de la Inspector Auto sau Răzvan sau cine o mai fi dintre colegii noștri de la Inspector Auto, îi spui că vii să vezi mașina din partea sau alături de un client, îl întrebi cum e mașina, îți spune la telefon că totul este ok, bineînțeles, totul e perfect, na-na-na, vino liniștit. Și când ajungi la fața locului, are curiozitatea aia, pentru că i-am spus pe lângă masochist slash curios, mă, să vadă dacă te prinzi, dacă nu te păcălește sau dacă cumva treci cu vederea anumite lucruri pe care el, bineînțeles, le cunoaște. Și sunt foarte mulți din ăștia. Am avut un caz la Craiova acum vreo 3 ani de zile, unde am fost să văd un Audi A5 Sportback, care era făcut din două. Dar era făcută bine mașina. Și am stat 3 ore acolo. Omul ăla s-a prins că nu o să cumpărăm mașina, dar a stat de curios să vadă dacă mă prind care-i treaba. Și la final m-a felicitat că, bă, bravo, felicitări ție. Dar sunt mulți din ăștia, bă, să știți. Deci foarte, foarte, foarte mulți. Pentru că niciodată nu se știe când apare guvidele care mușcă râma aia din cârlig și aia e. Hai să vedem și numărul 5. Samsarul mai durează mult, boss? Hai că mai am un client. Da. Ăsta l-am avut des întâlnit amândoi, am fost la verificare, da, cu astfel de samsari. Și am avut inclusiv săptămâna trecută un astfel de samsar. A întârziat undeva la o oră și jumătate față de ora stabilită. Întâi a uitat că are o programare cu noi, a venit într-un final, spera probabil să ne răzgândim, și când a ajuns și ne-am apucat de mașină, mă rog, întâi s-a dat jos din mașină și a început. Că, bă, că merge foarte bine mașina, că știi ce bine merge, că ce mi-a plăcut, că ce nu știu ce. Da, e o mașină, o să vă pun aici o poză, avea bieleta antirulului lipită cu scotch. Dar, mă rog, mașina mergea bine, a venit el cu 170 pe autostradă. Lua mâine de pe volan. Da. O lași, merge drept. Și când ne-am apucat de mașină și am văzut că mașina era plină de kit pe stâlpi, era, mă rog, nu mai are rost ce s-a întâmplat cu mașina aia, a început. Mai durează mult? Bă, după, nu știu, vreo 10-15 minute, mai durează mult, după ce l-aștepți o oră jumate să vină, bă, asta e replica tuturor samsarilor care se știu cu musca pe căciulă. Când te-au mirosit că te-ai prins care-i treaba, urmează întrebarea, mai durează mult? Mai durează mult? Mai durează mai mult clipul ăsta? Și mi se pare hăs că el totuși vine cu mașina la serviciu la verificare, că înseamnă că a fost cu altele și nu s-a prins nimeni de mașina și respectiv. Bineînțeles, și iarăși asta înseamnă că e o corcitură și cu samsarul masochist. Da, pentru că de cele mai multe ori o să găsiți conglomerat, mare ori, un samsar așa care îndeplinește o singură categorie sau specie de samsar. De regulă e o combinație de mai multe așa. E greu să găsești un mix bun. Da, și exact, e greu să găsești un mix bun. Singuri ajung să se muște de fund fără să-i întrebi tu nimic. Ia, Andrei, următorul. Ia să vedem, sunt cu noroc sau? A, samsarul multiplicator. Băi, ăsta e genul ăla de samsar care te duci să vezi o mașină. Și mie chestia asta mi s-a întâmplat de foarte multe ori în București. Ajungi să vezi o mașină, te întâlnești cu un singur tip. Are impresia că probabil se întâlnește cu unul oarecare, că îi arată mașina, îi pune placa, ăla se uită, se plimbă puțin, hai că se mai gândește sau o cumpără pe NV-ul. Când te vede că te apuci de mașină, că scoți un tester de vopsea, că pui un tester de diagnoză, hopa, se aude bing și mai apare unul lângă el. Mai faci o observație că ceva nu e regulă la mașină, stai că mai vine un prieten de-al lui. Bă, și la final te trezești într-un gangbang de samsari așa, de zici că, bă, ce se întâmplă? Ți-e și frică să mai spui ceva, că, bă, tu singur acolo sau cu clientul, hai că ne rezolvă ăștia. Adică sunt tehnici de-astea de intimidare. Bă, e mai simplu să spui, bă, știi ceva, hai că ne-am lămurit, nu e de tine mașina asta, dar pui scheme așa toată
gașca, nu știu. Cum bași capul sub bară să vezi tu ceva, hop, mai apare unul, ia zi, boss, e bine, e cool. Da, da. Dar ce, mă, vrei să fie nouă mașina? Dar ia zi, boss, ce ai găsit acolo? Da, bă, da, serios acum, are totuși 10 ani, e normal să mai aibă o revopsire. E bomboană. Hai, mă, că tu cauți noduri în papură, mă, nu. Da, auzi, dar cine ești tu, ce specializare ai? Da, mă, știi, uite, asta e o altă chestie, frate, că de multe ori când te duci la Samsar, bă, trebuie să te duci cu diplomele de studii, mă. Hai că-l iau pe următorul, că-l simt așa, ultimile au rămas cu noroc. Samsarul, alt fus orar. Este fix Samsarul care, băi, cred că trăiește în Tokyo și nu în România sau în Europa. Pentru că, cum a zis și Andrei mai devreme, de celălalt tip de Samsar mai durează mult, ni s-a întâmplat cu altul de curând, dai întâlnire la oră și stai. Și stai. Eu sunt mai așa, mai timid și pe cameră și îi zic, bă, hai să dau un telefon omului, că na. Salut, sunt Răzvan. Pa, am uitat. Da. Am mâncat. Păi și cât timp? Păi cred că fac o oră până acolo. Zic, da, ai mâncat, ți-ai gura ta o oră. Ha. Ce să fac? Hai, vino! Măcar să merite așteptarea și de cele mai multe ori nu merită. Da, nu merită și cel mai nașpa la toată povestea asta este că, băi, fraților, noi lucrăm pe niște programări și când cineva ți întârzie jumătate de oră sau o oră, ți-a distrus practic toată organizarea zilei respective. Exact. Samsarul Black Friday. Ăsta e fix samsarul pe care l-am întâlnit des în ultima vreme. Da, e o specie de samsar apărută recent, așa. Tot așa, după un mix între altele mai vechi existente decât lumea și pământul. Îl mai putem numi și am uitat să pun transportul la calcul. Da, exact. Genul ăla de om, de samsar, că și samsarii sunt tot oameni, care vezi un preț la mașină, te duci, o vezi, fie măresc prețul pentru că s-au prins că tu ai venit și ai spus că mașina e ok și din, nu știu, 6700 de euro prețul din anunț, când sună clientul după verdictul nostru, opa, stai că dintr-o dată e 7200 sau ceva, că și-a dat seama că a pus-o prea ieftin, sau colegul lui a uitat să-i spună că a uitat să pună costul transportului mașinii în prețul de vânzare, sau că mai știu eu ce, sau că mai știu eu cum. Oricum, niște chestii total neprofesioniste care nu dau bine niciodată și nu știu care creier luminat s-a gândit că o astfel de găselniță poate să țină sau să prindă la cineva. Adică, oricum, în general se negociază, se urmărește un preț mai jos, dar după aia să spui, bă, stai că nu e 6700, am uitat, e vreo 7000 mașina, că mai trebuie 300 de euro pentru transport. Samsarul, măgar în ceață. Da, exact, de la expresia că dispare ca măgarul în ceață, este ăla cu care stabilești întâlniri și nu mai vine, nu mai răspunde la telefon, te pune pe drumuri degeaba. Chiar în afara orașului? Da, și asta e cel mai nasol, când te duci în afara orașului undeva, stabilești, da, totul e bine, totul e frumos, da, vă aștept, nu știu ce, și te duci și stai ca prostul pe acolo și nu răspunde la telefon, nu nimic. Eventual mai dispare și anunțul. Nici nu mai sună numărul de telefon, băi, da, nimic. Sunt niște situații din astea foarte plăcute, în special pentru noi. Că probabil asta e o chestie care o pățim noi ăștia, verificatorii de mașini. Da, exact. Da, clienții sunt poftiți cu covor roșu. Păi da, te rog, intră. Poate mușcă momeala. Hai, lasă-mi eu ultimul bilet. Chiar te rog. Ultimul bilet. Băi, este samsarul impecabil. Puh! Băi, e impecabil toate punctele de vedere ăsta, când vorbești cu el la telefon. E impecabil. Mai ales când omul are mașina, e din Oradea și, exemplu, e din Oradea și îl suni și este impecabil. Orice l-ai întrebat de mașina este impecabil. Are cuvântul ăsta, are orice cuvânt pe care le spune, e urmat de impecabil. Așa sunt alcătuite frazele lui. Sunt impecabile. Da, sau țiplă, sau perfectă, sau imaculată, sau... Chiar și după ce te-ai prezentat, că ești de la inspector auto, că vrei să verifici mașina, că vrei să te uiți după daune, că vrei să... Băi, e impecabil. Băi, nu-l interesează. Și atenție, în primul rând, pentru voi sfatul ăsta. E tactica lor să vă spună, pentru că asta îi place românului să audă. Da, domne, vino. Și în special o practică cei care... poartă o conversație cu potențial cumpărători aflați la distanță, pentru că în felul ăsta te conving să te duci să vezi mașina. Și se bazează pe faptul că și mulți dintre voi, și am întâlnit și noi clienți în situația asta, pentru că ați bătut câteva sute de kilometri până la mașină, bă, nu vreți să vă întoarceți cu mâna goală. Și ei mizează pe chestia asta.
că ajungi la fața locului și vezi că are o revopsire, că are o nu știu ce, îți spune, păi da, mă, dar știi că nu e nouă, nu e mare lucru, sau vezi că se repară cu 50 de euro, când de fapt te costă 200 de euro, și așa mai departe. Poate, poate te încalță și cumperi mașina. Așa că atenție, lăsați-o mai moale cu încrezutul că e impecabil, nu vă mai luați după poze și o spun a mia oară, nu vă mai încredeți atât în rapoartele astea online și implicit în samsarul vertical. Asta e bună, e impecabilă, dar nu e nouă. Și cam astea au fost cele 10 specimene din prima parte a enciclopediei Inspector Auto a samsarilor din România. Spuneți-ne și nouă, vă rog frumos, ce samsari ați întâlnit voi? Ce cazuri ați întâlnit voi? Cum i-ați denumit? Ce... Și hai să ne jucăm puțin. Vă așteptăm în comentarii și veniți cu nomenclaturi din astea de tipuri de samsari. Haideți să ne amuzăm împreună, iar cele mai faine răspunsuri pe care voi ni le dați, le vom include în următoarele episoade din Enciclopedia Samsarilor și vom oferi o explicație a lor după experiența noastră și într-o manieră proprie și personală. Așa că vă așteptăm în comentarii. Sper că v-a plăcut acest clip. Dacă vreți să vedeți mai multe de acest gen, să ne mai și amuzăm puțin, tot așa, vă așteptăm în comentarii, cu sugestii și recomandări. Și dacă tot acționați în comentarii, vă rugăm frumos, like, share și subscribe. Da, ne-ar ajuta foarte mult și am apreciat din suflet. Dar atât pentru azi și ce să zic, vă dorim toate cele bune. A fost impecabil. Ceau, numai bine.